Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. E bine, n-am mai postat de o grămadă de timp GTA 5 cu moduri, dar am zis să reluăm seria pentru că foarte multă lume mi-a cerut. Da, în acest episod avem această minunată rampă și o să facem glide cu această bicicletă și o să sărim cu mai multe mașini să vedem ce se întâmplă. Pentru că mulți mi-ați cerut chestia asta și asta o să facem în acest episod. E bine, dacă strângem multe like-uri o să postez mai multe episoade de GTA 5 cu moduri. Așa că hai să strângem, nu știu, undeva la 5.000-6.000 de like-uri dacă ar putea, ar fi genial. Și dați share la acest videoclip ca să ajungă în trending. Adică, de ce să ne ajungă în trending? Fără alte introduceri, cred că ar fi cazul să începem. Dacă nu știu ce e la glide, e bine, o să vă arăt imediat. O să ne dăm noi așa un speed boost foarte tare. Urăsc mapa asta. Ok, deci cum ziceam, o să ne dăm noi un speed boost foarte mare și o să încercăm. Ok, ce e glide-ul? Ei bine, fără moduri sau ceva, pur și simplu o să zburăm cu bicicleta. Din câte vedeți. Oh, stai că mergem în jos și nu e bine. De ce mergem în jos? No, nu ne-a ieșit. Fuck, o să mai încercăm încă o dată. Mamă, dar de câte ori trebuie să încerc chestia asta, frate, pe bune. Ok, frumos, ne luăm viteză și facem așa de câteva ori. Și teoretic ar trebui să zburăm, uite, acum am mers. Acum zburăm și dacă ne lăsăm așa mai pe spate, ar trebui să zburăm în sus. Deci asta nu e un mod sau ceva, pur și simplu așa e jocul făcut. Dar nu știu de ce nu mai îmi iese acum, frate, pe bune. Înainte chiar îmi ieșea din prima sau a doua. Bun, ne luăm viteză și... Bă, da, ne luăm viteză, am zis. Nu prea e bună rampa asta pentru biciclete. Uite, a mers în sfârșit. Nu apăs pe absolut nimic și bicicleta o ia în sus. Deci cât de tare e chestia asta. Ok, nu mai ia în sus, nu mai ia în sus. E grav, e grav. No, atât a fost, asta a fost tot. Ok, hai să mai încercăm încă o dată pentru că ne-a ieșit. Dar, frate, data trecută, gen în episodul celălalt, am reușit să zbor toată mapa așa, frate. Ok, ne-am dat un pic boost și acum ne lăsăm pe spate. Haide. Nu vreau, mă. Bun, ne-am luat autobuzul. Și acum vom zbura de pe rampă. Ok, bun. Ne ducem. Și luăm viteză cu autobuzul. Multă viteză. Bă, e prea retardată harta asta, frate. Să mor eu. Bun, deci cred că avem cea mai potrivită mașină pentru această rampă. Adică uitați-vă și voi la ea cum arată. E genială, ok. Bun, mergem, mergem, ne luăm avânt. Wow, ok. Mașinuța cu clovni zboară, minunat. Uite un avion, sunt curios dacă cu modurile putem ajunge la avionul ăla. O să fie cam greu, dar dacă ne chinuim puțin. Și-o... A dispărut. A dispărut avionul, ok. Hai înapoi pe Maze Bank, putem face chestia asta, fii atent. Hop. Nu vrea. Fii atent, fii atent, fii atent, stai. Așa. Așa. Genial, regele modurilor, eu sunt. Și mai sărim o dată. Ok. Uite, hai să lovim blimpul. Hai să lovim blimpul. Cred că e o idee foarte proastă, dar ar trebui să meargă. Unde? Uite-l aici. Nu, l-am ratat. Dar nicio problemă că ne întoarcem după el. Nu. Ok. O să folosim cel mai tare buton de în acest mod, Spawn Render Vehicle. Ok, și cum mai vrea să sar eu cu o remorcă? Pe bune? A, îmi dă și camionul acum. Am înțeles, da. Oh! Asta e mișto! Bine, dacă m-ar teleporta unde trebuie. Uite aici. Bă, uite cât de mișto e mașinuța asta mică. Fii atent. Ne luăm un avânt cu asta. Bă... Vreau să mor. Încă o dată, ne luăm un avânt cu mașinuța asta. Deci arată mult prea tare cu flăcările astea. Ok, și zburăm. Hai să vedem până unde zburăm. Oh, ok. Hai să mergem undeva. Yo, show, ce face ăsta? Wow! 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 Oh, you good, bro? Da, cel mai bun vehicul, categoric. Bine, dacă aș și putea cumva să-l întorc. Bine, o să mergem cu el așa. Zburăm cu un jet. Stai, fii atent. Cel mai bun plan. Zburăm așa cu jet ski-ul, știi? Super mișto. Și aterizăm pe apă. Ziceți voi că nu e cel mai bun plan. Zburăm noi lejer cu un jet ski și dintr-o dată, wow! Încă merge jet ski-ul. Genial. Da, vreau să sar cu ăsta. Genial, genial plan. Alunecă, de ce alunecă așa greu? Ok, nu-i problemă. Avem noi nu, cea mai bună idee. Sau Stai. Păi, deci e cea mai cretină idee pe care am avut-o astăzi, să mor. Nu. Încă un pic. Așa, nu. Încă un pic. Hai de o dată. No, n-am reușit. Nope. Ok, ce-am făcut cu avionul ăsta? De ce a ajuns în starea asta? Deja am stricat jocul, minunat. Cea mai bună idee pe care am avut-o astăzi, da, recunosc. De ce m-a... Deci fii atent. Ok, după ce că am căzut într-un mod foarte tragic. De ce sunt într-o rulotă care nu funcționează? Un submarin! Asta vreau! Ok, aparent submarinul nu funcționează pe uscat. Am realizat și o chestie asta, dar hai să facem aceeași chestie pe care am făcut-o și cu jet ski-ul. A, da. Nu îl pot controla, deci pot să zbor cu el doar în față. Bine, aparent în față și în jos, că în sus. De fapt, dacă pornesc motorul... Uite, uite, ajungem la ocean, ajungem. Ah, nu! Nu! Stai. Lasă-l așa. Și o să plonjăm în apă într-un mod foarte tare. Fii atent. Zburăm. Submarin. Și suntem un submarin. Bine, acum sub apă funcționează. Hai să încercăm să ajungem la capătul hartei. Capătul hărții. Cu acest submarin, să vedem dacă este posibil. Că gen, nu știu dacă știți, dacă mergi foarte mult în adânc, gen încolo, spre ieșirea hărții, gen așa, o să vezi niște munți și atunci ți se oprește mașina, ți se oprește tot, dar noi avem moduri. Hai să vedem dacă funcționează chestia asta. Bine, aș vrea pe la suprafață, așa, știi, să vedem și noi ce se întâmplă totuși, știi? Mai sărim puțin. Oh, shit, dar nu vreau în jos, frate. De fapt am putea și... Oh, ce... Yo! Cum a ajuns mașina asta aici? Ok, dacă apăs pe Shift și 9, efectiv îmi spăunează turismouri roșii care mă urmăresc. Bă, da, a mers ceva, nu glumă. Dar mai mergem, nu e problemă. Dar nu coti... Aoleo, ce-a făcut asta, mă, frate? Bă, îmi strici planul, submarine! A, uite. Catastrofic full damage. Ne luăm. Full damage, nu știu ce e ăla. Dar e destul de grav. Unde am ajuns? What? Nu mai văd nimic și e negru tot. Submarinul nu mai merge. Ok, putem? Am ieșit. Și suntem jos. Foarte adânc, cred că e, nu mai e lumină, deja suntem în zona abisală. Ok, hai să ne reîntoarcem la ale noastre. Uite o barcă și e îndreptată bine, perfect. Vreau să zbor cu o barcă. Aveți ceva împotrivă? Nu cred. Da, vreau să fiu îndreptată bine. Aoleu. Stai că nu prea funcționează, știi? Bun. No! Planul meu a fost compromis. Nu, stai. Perfect, a mers. Ajungem până la mare? Nu. Dar... haide, încă un pic. Nu, no, nu, no, nu te îndrăzi bine. Nu, no, nu, în partea aia e oceanul. Nu, nu, ok. Dar, fraților, aici vom încheia și noi acest episod foarte tare de GTA 5. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel nou de like și nu uitați că dacă strângem multe like-uri la acest episod, vom mai posta GTA 5 cu moduri și eu sunt nerăbdător să mai postez mai multe episoade, pentru că, gen, îmi plac foarte mult. Pentru că n-am mai jucat GTA de foarte mult timp și, da, cred că ar fi o idee foarte bună să mai postăm ceva în afară de Clash Royale, știi? Și da, cam asta a fost cu acest episod, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare, pa!